El s-a născut, a trăit, a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. Și pentru aceasta spunem, lăuda să fie Domnul! Pentru că avem parte de Harul Lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare prezent în Casa Domnului. Câteodată sunt călătorii care nu le programăm. Și eu am venit la Kitchener pentru că a trebuit să vin și am ales să facem călătoria asta din anumite motive și ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu pentru aceasta, Domnul să fie lăudat. Trăim o vreme care nu e ca atunci când eram noi copii. Oamenii s-au învățat, au auzit despre nașterea Domnului, programe frumoase, cântări, unii au alte gânduri și auzi unde mergi la Christmas pari. Aș vrea să vă citesc de ce am venit noi și Doamne ajută să fie așa. Să fim în casa Domnului așa cum spuneau magii. Noi am venit să ne închinăm Lui. Amin, amin. Doamne ajută închinarea noastră să nu fie închinare formală. Amin. Să nu fie o închinare din obișnuință, ci să putem să fim ca și păstorii. Păstorii care au venit și s-au închinat Domnului Isus și spune cuvântul Domnului acolo în Luca, după ce au văzut că ceea ce le-au zis îngerii este adevărat, i au plecat slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să putem să fim în categoria celor ce plecând din casa lui Dumnezeu, îl vor lăuda și îl vom slăvi din toată inima noastră. Amin. amin, amin. Oricum, frați și surori, noi ne încadrăm și ne încolonăm în vremea de acum. Și astăzi. Sunt trei categorii de oameni care suntem în casa lui Dumnezeu. Conform cuvântului Dumnezeu citit, noi ne încadrăm singuri, ne încolonăm singuri. Ori suntem oamenii ca Irod, ori suntem oamenii care sunt ca și preoții și cărturari, ori suntem ca magii și păstori. Undeva ne încadrăm. Undeva motivația noastră de a veni în casa Domnului, dacă este sinceră să ne închinăm, ne va fi benefic. Și dacă am plecat și poate nu, n-am venit într-o stare bună am vrea măcar să plecăm într-o stare bună din casa lui Dumnezeu. Pentru că m-am uitat peste cuvântul acesta al Domnului și m-am uitat la împăratul Irod. Omul acesta când a auzit întrebarea care a fost pusă unde este împăratul de curând născut al lui Deilor, fiindcă i-am văzut să iau în răsărit și am venit să ne închinăm lui, spune cuvântul Domnului, versetul 3, când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult. Sunt oameni care vin la casa Domnului, dar ei sunt tulburați, poate, venind la Casa Domnului. Sunt alții care se tulbură în Casa Domnului. Nu-i place cântarea, nu-i place predica, nu-i place cine predică. Sunt oameni care își lipsiți de pace. Și ce este, ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu El. Fraților, am vrea în ziua aceasta să nu fim în categoria celor ce sunt tulburați. Pentru că cei ce sunt tulburați mai tulbură și pe alții. Și alții simt tulburarea lor și li se ia pacea. Aș vrea ca în ziua aceasta Domnul să lase pace. Să lase pace. Avem motivele, avem toate motivele să nu ne tulburăm. Dacă am venit poate tulburați de anumite probleme, de anumite stări, am vrea în ziua aceasta să vină pacea celui ce este Prințul Păce. Pentru că omul care este tulburat, știți ce mai face? Este un prefăcut. Noi venim și câteodată suntem tulburați, avem ceva cu fratele, cu fratele, cu sora, cu sora, dar pacea, Domnului. Omul acesta, împăratul Irod, este un om care s-a prefăcut. Spunea aici cuvântul Domnului că le-a spus magilor, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre punct și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Ce ziceți? Avea de gând să se închine? Nu. No. Oamenii care sunt tulburați sunt și prefăcuți, vicleni, oamenii care au două fețe, să ne păzească Domnul de stare aceasta. Pentru că cel mai simplu lucru este atunci când avem un motiv de tulburare, un motiv care ne fură pacea, mai ales într-o zi ca aceasta când ne aducem aminte, El nu s-a născut azi, El s-a născut cu peste 2000 de ani înainte, El este acum în împărăție Lui și ne așteaptă acolo. Dar în ziua de azi am vrea ca Domnul să schimbe orice stare de tulburare dacă cumva suntem oameni care ne mai ascundem, spune aici cuvântul Domnului că El i-a chemat în ascuns pe magi. Mai, mai, sunt unii care vor un cuvânt de la Domnul, dar să nu le vorbească Domnul în adunare. Să nu le Domnul adevărat stare și mai merg pe ascuns, mai sună într-o parte, mai sună în alta. Ce vă mai zice Domnul? Suntem în casa Domnului să ne închinăm. Și Domnul în ziua aceasta are un cuvânt pentru noi. Doamne, ajută-ne să avem inima plină de pace, o inimă deschisă și să ne lăsăm să fie schimbată inima noastră dacă suntem tulburați, dacă mai venim așa cum au venit Ioab și cu, în fața la masă aș avea savea, pace, pace, dar ce aș spune câteva, aș vrea ca în ziua aceasta Domnul să schimbe starea noastră. Pentru că mai avea împăratul Irod o calitate nu bună, răzbunător, plin de răutate. Și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Domnului de aici din Chiciner, tot să fim oamenii păcii. De multe ori spun lucrul acesta, dacă aici pe pământ nu ne putem împăca, dacă aici nu ne putem purta ca frați, nu mai vorbim de frați de corp, sunt familii în care frații de corp nu se văd bine, surorile de corp nu se văd bine, nu se aud, nu se vizitează, nu-și vorbesc, am auzit lucruri de acestea. Sper că la Chicinier nu e așa. Să lase Domnul vindecare. Pentru că dacă nu ne schimbăm și nu căutăm să fim oamenii care îi plac Domnului, s-ar putea pentru noi să fie un prea târziu. Doamne, ajută ne la aceasta, să fim oamenii care să fim gata să recunoaștem și să ne schimbăm. Apoi, o altă categorie de oameni care o găsim aici în cuvântul Domnului sunt cei care îi descrie versetul 4, adunat pe preoți cei mai de seamă, și pe în rodul și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Oamenii care știu, ei știu Biblia, mă înveți pe mine, frate, îmi spui tu mie. Oamenii care cunosc unele adevăruri, dar priviți la starea care au avut-o preoții și cărturare. Nu scrie nimic despre ei că ar fi spus că se interesa să vadă și ei ceva. Ne putem încadra în rândul oamenilor care știm. Am auzit atâtea predici. Am auzit atâtea lucrări. Ne-a vorbit Domnul de atâtea ori. Dar uneori suntem dezinteresați, alteori suntem nepăsători, alteori avem planurile noastre, dorințele noastre. De aceea aș vrea ca Domnul să ne gândeze pe cei ce știm. Să împlinim ceea ce știm. Să împlinim ceea ce știm. Preoții și ar fi trebuit să spun lui Rod, unde e? Vrem să mergem și noi. Noi știm că trebuia să se nască o căpetenie care va fi păstorul poporului lui Israel. Și ar, trebui, ar fi trebuit preoții și cărturare să fie primii care să meargă împreună cu magii. Cuvântul Domnului ne arată și ne descrie mai târziu. Ei au fost primii care l-au osândit pe Domnul Isus. Ei au fost primii care s-au împotrivit Domnului Isus. Ei au fost primii care au strigat la moarte cu El. I Aș vrea ca Dumnezeu să facă în ziua aceasta tot ce știm, să ne ajute Dumnezeu să ne fie pentru mântuirea sufletului. Mi-aduc aminte, spunea Duhul Sfânt unui lucrător, unui slujitor într-o biserică undeva în Europa, n-am să-ți cer socoteală de cei ce știu și să facă nu știu. Așa au zis Domnul, n-am să-ți cer socoteală de cei din turmă care știu și să facă nu știu. N-am să-ți cer socoteală de ei, dar am să-ți cer de cei ce nu știu. De aceea, cred că suntem destul de maturi, frați și sorori. Cred că suntem pe calea Domnului de atâția ani. Cred că am auzit atâtea predici. Am auzit atâtea mesaje. Am văzut, cum se amintea la ora de rugăciune, atâtea minuni ale Domnului. Și la un moment dat, să stai nepăsător, să te faci că nu știi, să mergem în pornirea inimii tale. O, Doamne, dă-ne lumină. Amin. Pentru că cel mai frumos lucru care îl putem face, să fim ca și magii. Oamenii care au spus, noi am venit să ne închinăm. Auzeam și am citit și eu cu undeva la 2 ani a durat călătoria lor. Oamenii care se sacrifică. Oamenii care îi dau din timpul lor. Oamenii care lasă din lucrurile materiale, și vor să se închine cu adevărat. Au o închinare care pornește din inimă. nu o închinare la Paște, la Crăciun. n o închinare numai la cină. nu au o închinare numai la evenimente. N au o închinare care se manifestă zi de zi. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Să putem să fim oamenii care suntem gata să facem efort. Domnul Iisus, noi vorbim frumos de El. El a venit, s-a născut, a suferit, a murit, a înviat și a făcut totul. E o învățătură care circulă. Domnul a făcut tot, noi nu trebuie să facem nimic. Noi nu, nu trebuie să fim bolnavi, noi nu, nu trebuie să trecem prin necazuri. Asta e noua învățătură. Domnul a suferit pentru noi, noi trebuie să ducem numai bine. Nu o să nu lipsească nimic, lasă să lipsească la din Africa. Să lipsească la care sunt bătuși și prin alte țări unde suferă pentru credință. Noi, cei care suntem în țările libere, să ducem numai bine. Doamne, numai bine cuvintează ne nu mă dăne, și surori, Domnul în vremea aceasta se uită la alergarea noastră. Se uită la efortul care l-ai făcut. La efortul care l-ai făcut în 2023. Are o socoteală, Domnul, pentru cât trebuia să fim la casa Domnului. Și cât am fost cu adevărat la casa Domnului. Poate uneori am fost cu trupul în casa Domnului. Dar cu mintea, cu inima, departe de casa Domnului. Poate uneori am fost aici și am auzit mesajul. Și nu l-am auzit decât cu urechile și nu l-am auzit cu inima. Aș vrea ca în ziua aceasta, știți ce daruri vrea Domnul? Spune cuvântul Domnului despre acești magi, că ei au adus și au deschis disterile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Domnul nu mai are nevoie de aur, nici de tămâie, nici de smirnă. Nu au avut nevoie nici atunci. Nu i-au folosit lui. Mă gândesc că i-au folosit Maria și Iosif pentru prunc, pentru familia care avea să întemeieze. Dar Domnul în vremea de azi nu are nevoie nici de dolarii noștri americani, nici de voștrii canadieni. Domnul are nevoie de inima noastră. Cel mai mare dar care l-am primit, nu cetățenia canadiană, nici cea americană. Cel mai mare dar care l-am primit este darul mântuirii. Este Iisus Hristos care a murit pentru noi. Ce așteaptă El în schimb? Ce dorește El în schimb? se i inima ta să-i dai din toată inima ta pentru 2023 cât o mai rămas. Așa cum se amintea să-ți faci o cercetare. Spunea Duhul lui Dumnezeu în Europa cu un timp în urmă, voi pune cântarul peste pământ. Dar Domnul nostru a spus în ce zi, Domnul nu a zis în ce fel, Domnul nu a zis peste ce țară, peste ce parte a pământului, dar a zis va cântări pământul și pământenii. Dar în același timp, poate am mai auzit cuvântul acesta, Uneori la trecere dintre ani, Domnul a spus că voi trece cu cântarul și prin poporul meu. Și treaba noastră este nu să vedem ce face Domnul nici cu o țară, nici cu alta, nici cu un împărat, nici cu altul. Treaba noastră este să vedem ce face Domnul cu tine și cu casa ta. Treaba mea este să văd ce face Domnul cu mine și cu casa mea. Ai vrea să-i dăruiești inima în Domnului? Doamne ajută-ne la aceasta. Pentru că cel mai mult știți ce face? Face ascultarea. Cuvântul Domnului spune despre acești magi, cărora împăratul Iorod le-a zis: După ce îl găsiți, veniți și dați-mi de știre să mă duc și eu. Vine Dumnezeu și le vorbește acestor magi care erau sinceri. Și le spune Dumnezeu în vis: Nu vă mai întoarceți pe drumul pe care ați venit. Nu vă mai duceți la Iorod. Duceți-vă spre țara voastră pe un alt drum. Ce frumos când asculți de Dumnezeu. Ce frumos când îți predai inima, când prețuiești cu adevărat faptul că El s-a născut, faptul că El a acceptat să moară în locul tău și în locul meu, faptul că El ți-a promis o țară care e mai frumoasă decât Canada și mai frumoasă decât America. Ce frumos să te gândești în fiecare zi. Eu nu sunt de sine stătător. Oi fi o cetățean american, ai fi tu cetățean canadian, dar vreau să spun, țara noastră nu e aici, țara noastră este dincolo. Și noi de multe ori suntem oamenii care poate suntem sinceri, dar ne întoarcem de multe ori la erod. Ne întoarcem de multe ori la erod. Lăsăm lucrurile care au rămas în urmă și de multe ori ne ducem înapoi la lucrurile vechi. De multe ori vine și găsește casa curată, măturată, dar nu împodobită. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să împodobim casa inimii noastre. Pentru că acolo cuvântul Domnului Iisus de Domnul Iisus spunea și dacă nu este împodobită, ia starea, se face de șapte ori mai rea. Aș vrea ca în ziua aceasta, haideți să ne cercetăm felul în care ne închinăm Domnului cu ocazia acestei sărbători, că ne aducem aminte de nașterea Domnului. Și am un cuvânt din partea lui Dumnezeu, l-am primit fără să-l caut. Este pentru Biserica Domnului de aici și nu numai. Cuvântul Domnului care este scris în Efeseni 5, începând de la versetul 9 în jos, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați, parte, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o le că ce rușine numai să spunem ce fac ei ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osindite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te de mor și Hristos te va lumina. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Întreabă-te, pentru cât o mai rămas din 2023, care e voia Domnului? Știți, noi câteodată suntem oamenii care ne place închinarea. Dar mai mergem să facem cu copiii noștri o poză cu moș Mai punem câte un ciorap pe șemineu, mai punem braz, mai punem lumini, mai cumpărăm bomboane și ciocolăți cu moș și mai spunem, poate, poate sunt unii aici care spun că vine moș și o aduce cadouri. Mi-aduc aminte, lucram tot în preajma acestor zile, cu ani în urmă, în casa cuiva care era o arăboaică, și trebuia să termin lucrarea și într-una din zile, chiar înainte de sărbătorile astea, au venit ea la mine și îmi spune, auz, te rog ajută-mă cu ceva, spune fetițe mele că dacă nu mă ascultă, Moș Crăciun, Santa Claus, nu se aducă niciun cadou. Și m-am uitat așa la ea și am spus, cum poți să spui tu în religia ta că Santa Claus există? Hrănești fata asta cu o minciună. Fetița au auzit și au venit și au zis, am știut eu minciună. Și a s-a supărat pe mine și mi-a zis, Sorin, dar eu ți-am spus să mă ajuți. Și am zis, ascultă, soțul tău lucrează greu. El zi de zi este plecat, rar când îl vedeam seara târziu. Și el face bani pentru casa ta. Dacă vrei să-i faci cadouri fetiței tale, fetelor tale, avea mai multe, fă tot anul. Dar nu hrăni cu o minciună să le spui că vine unul care intră pe un horn și le pune cadouri noaptea o să crească mare și tu îi hrănești cu minciuni și când o să crească mare o să vadă că minciunile alea sunt minciuni, nu s-a adevărul. Și când o să vrem, vrem, când o să crească mare să te asculte și o să fie neascultătoare, o să spui, ți-am dat cadouri când ai fost mică și eu, o să spună, tu? Santa Claus l-a dus. Fraște și surori, haideți să ne uităm care lucruri neroditoare sunt în casele noastre. Care lucruri neroditoare sunt în viețile noastre. Nu l-am căutat eu. Vă rog să mă credeți. Am avut altceva pe inimă. Dar azi noapte dimineața la ora 4, Domnul m-a trezit și exact cuvântul ăsta l-am auzit: "Lucruri neroditoare sunt prin poporul meu." Și am căutat cuvântul acesta și l-am găsit și mi-a zis Domnul să vi-l aduc din partea lui, nu din partea mea. Doamne ajută-ne la sfârșitul anului 2023. Să vedem ce este neroditor în viața noastră, în viața familiilor noastre. Să dregem altarul. Să punem pe altar jerfa care o așteaptă Dumnezeu. Și atunci când ne vom face noi partea noastră, ne vom putea ruga și El ne va asculta. Și El va face să fim oamenii care vom face lucrări roditoare. Lucrări care El le va socoti ca o jerfă, ca o steneală. Va veni o zi când poate vei auzi cancer în casa ta. Va veni o zi când poate vei auzi un necaz, vei fi portat la un necaz, o Domnul va deschide cartea de aducere a minte și își va aduce aminte că în ziua aceasta au vorbit ceva poporului și prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt în continuare va vorbi și prin cântare. Doamne, ajută-ne tot ce ne roditor în viața noastră să dăm la o parte amin, amin. ca să putem să avem roada Duhului Sfânt. Amin.